La Constanța. Benzina 606. Benzina 606. Mai are 4 pagini. Și trebuie încheiate altele noi. Între timp, prețul gazelor a explodat și a ajuns și la 260 de lei megawattoră. Și vicepreședintele Autorității de Reglementare în Energie, Zoltan Noghi Beghe, spune că se numără printre românii ale căror facturi la gaze se vor dubla din octombrie. Din 4 milioane de clienți casnici, aproximativ 1,7 milioane au semnat un contract concurențial de gaze. Eu am semnat contract început cu 1 octombrie anul trecut. Am semnat că un preț foarte bun.
meu expiră la sfârșitul lunii septembrie și dacă iau cea mai bună ofertă cu cel mai mic preț momentan din piață, factura mea se dublează. Da. E posibil să fie în situația mea încă alți mii sau chiar sute de mii de clienți, dar nu știm cine, când a semnat și la ce preț și pentru ce perioadă îi mai este valabil contractul respectiv prețul. Prețurile pentru gazul natural lichefiat utilizat pentru generarea de energie electrică au crescut în această săptămână în Asia la cel mai înalt nivel înregistrat vreodată, iar în Statele Unite se estimează că prețurile gazelor ar putea urca în iarnă la maximul ultimilor 13 ani. Poate de anul trecut, când pandemia COVID-19 a redus cererea, gazul costă acum de 10 ori mai mult. Europenii se simt presați de timp pentru completarea stocurilor de iarnă, iar specialiștii de pe burse spun că nu există suficientă marfă pentru a satisface cererea din Asia și Europa. Și în Statele Unite, unde gazul este abundent și ieftin de mulți ani, prețul s-a dublat în ultimele 12 luni. Alunecare de teren a avut loc pe șantierul autostrăzii Transilvania la kilometrul 11, pe sectorul dintre Nădășeul și Zimbor. A fost descoperită de Asociația Pro Infrastructura. Antreprenorul general nu scapă de probleme majore de consolidare, iar execuția în aceste zone cu instabilitate atrage costuri în plus, specifică în postarea asociației. Compania de drumuri susține că antreprenorul face investigații geotehnice pentru a afla cauza și dimensiunea fenomenului. Fotbalistul Constantin Budescu este încrezător înainte de meciul FCSB Dinamo. Partida se joacă duminică. Am fost mușcat de un păian lemn și mi s-a umflat piciorul după antrenament și am decis să stau o zi liberă, să pot să merg la un medic, să văd despre ce este vorba și să mi se desumple piciorul și atâta. Echipa este pe un drum bun, s-au făcut ceva schimbări aici. Zic eu că o să vadă de acum încolo. Sperăm să obțin rezultate pozitive pentru că este o diferență mare de puncte și asta nu este bine pentru noi. Este un meci foarte important, toată lumea știe asta, este derbiul României. Sper să facem o figură frumoasă, să jucăm bine și să câștigăm meciul pentru că nu ne mai permitem pași greșiți. Avem parte de vremea frumoasă astăzi, cu maxime ce vor ajunge la 28 de grade în sudul și în vestul țării. Aerul este ușor poluat la această oră în Timișoara, Arad, Suceava, Botoșan, Brăila, Galați și Craiova, potrivit senzorilor Daily. Ora 14:04, sunteți de acum cu Vlad Craiova. Oricum va fi vremea, te poți baza pe acoperișul Rooster. Singura metalică de calitate ce îți oferă o relație mediasă. www.rooster.ro. Bine, vineri! Trăiască libertatea muncitorului român, trăiască ușile sparte de corporatiști, pentru că dacă vrei să afli dacă o ușă este bună, e rezistentă, atunci trebuie să o montezi la intrarea într-o corporație și afli vinerea dacă merită banii. DGFM este în permanență cu ușile deschise, sunt Vlad Craioveanu, iar azi aniversez alături de voi ziua sufletelor deschise, de la 14 la 17, ca să știi. Depinde de corporatiști.